E, resursele astea, așa cum v-am spus, deci o să găsiți într-o carte de geologie lucrurile astea. E, hai să vă spun, cum am zis mai devreme, domne, a ajuns să se trafacă și o humă, cum vedeți aici. De la atâtea frunze căzute, pe vremuri erau doar ferici din alea, care săracile au tot făcut un circuit al naturii, da? Care au fost ajutat de soare, apa aveau ferigile, s-au făcut și huma asta, cu lichenii, cu mușchii de pământ. S-a tot transformat pământul și o devenit așa un strat bunicel de pământ până s-au ajuns de la plante de-astea mari, înalte, să existe. E, uite acum, în zilele noastre, noi oamenii ne putem folosi și de plantele astea, cum ne-am folosit dintotdeauna, dar le putem face mult mai elaborate, pentru că avem niște mijloace tehnologice de a le face. Deci de aici, din geologie, intrăm în tehnologie, o logică tehnică. Deci cum poți procesa lemnul ăsta să-ți fie cât mai util pentru tine? Da? Eh, pe vremuri dădeai cu toporul în el, cu toate alea, ca să-l tai cu joagăre, și acum faci, da, sunt din astea, fierăstraie acum cu benzină și îl tai imediat, gatere, ți-l transformi în tot felul de lucruri. Da? Astea sunt chestii tehnologice, da? Pui tehnica, tehnologia în mijloc, așa cum v-am explicat, logica tehnologică. După aia, dom'le, ce am nevoie ca să pot transforma lemnul ăsta în ce-mi doresc eu? Am nevoie de un topor, bun. Cum fac toporul, știi? După aia te duci, dom'le, niște minerale, niște chestii pe acolo ca să-mi topesc minereul ăla de fier, să-mi dea fierul, să-l bag în formă și după care să-i pun o coadă și să-i dau la tulpina acolo jos. Deci așa se poate înțelege logica tehnologică. Ca de început, un vârf, da? O logie tehnică. Deci pui tehnologia în centru, după care transformarea naturii, nu? Am luat lemnul în lucruri utile și comode pentru tine, om. E, și tot așa. După, domne, ca să fac un gater, ce-mi trebuie? Domne, îmi trebuie o tehnologie, tot așa, să-mi topească fier, să îmi prelucreze, să-mi facă niște treburi acolo, așa, să pot să-mi fac gaterul, să-l fac frumos lemnul, să-l transform în scânduri, în paluri, în treburi pe acolo și, uite așa, s-o crea și liniile alea de producție. Da? Ai o ordine a operațiunilor pe acolo, să-ți faci tu treaba bine și cât mai eficient. Deci tot așa puteți merge, nu? Apa aia de acolo, ce tehnologii îmi trebuie ca să captez niște energii de acolo și să o folosesc și pentru multe lucruri. Și poate gândești, domne, cum pot să folosesc, da? Și s-au gândit oamenii să o turbineze, să o bage în niște baraje, să o oprească, să o facă și tot așa. Deci așa puteți înțelege logica tehnologică. În felul ăsta, domne, cum fac să am utilitate, uite, de pe chestia asta naturii, de pe apă? Da? După aia, cu pământul ăsta, domne, cum fac? Eu am nevoie de mâncare, eu nu pot fi vânător cu legător, că nu e chiar frumos. Cum fac să am o tehnologie care să-mi facă un pic de agricultură? După aia s-au gândit oamenii, domne, dau cu o sapă acolo, așa, dau cu un băț, bag acolo așa niște răsaduri și dau cu apă pe acolo. Deci așa gândești. Da? Tehnica, da, tehnologia, lucruri, transformarea naturii în lucruri comode și utile. E, tot așa, în ziua de azi, oamenii s-au gândit, domne, hai să trecem la sapă de metal, că am reușit să facem tehnologic și o metalurgie care fiarele alea, domne, sunt mult mai tari ca lemnul și, domne, pot să fac treabă mai bună, să-mi sap pământul. După care s-au trecut la pluguri care erau trase de cal, de bou, de vacă, de toate alea. Până s-au ajuns la lucruri mult mai elaborate, cum sunt tractorul în ziua de azi. Da? Deci cu tractorul, acum te duci pe câmpuri și ari pe acolo, răscolești pământul. Într-adevăr, nu e extraordinar de bună ideea, dar asta e în ziua de azi. În viitor se va face, mă gândesc, cu polifloră, cum vedeți aici, da? Care sunt atent supravegheate și făcute să se dezvolte de niște roboței. Și de acolo roboțelul ți-a ce trebuie pentru tine,
ca să fie util pentru tine în viitor. E, acum se face chestia asta grotescă, asta intensiv cu agricultura, atâta se înțelege în ziua de azi și atâta se poate. Dar așa e dezvoltarea chestiilor. Da, e, de aici și putem intra în altă logică, logica ecologică, după logica tehnologică. Logica ecologică, da, în mijlocul la logica asta e ecologia, acolo pui ecologia, cuvântul. Eco ține de ecosistem ceva. Ecosistem și logie, are o logică. Da? Deci am zis cu tehnologia, domne, cum tăiem lemnul, cum îl facem. El la ecologie zice așa, da? Pui în mijloc acolo ecologie. Și domne, dacă tai lemnul ăsta, cât de rău poate să-i fie naturii și omului pentru că am tăiat lemnul? E, și de aici vine și ideea, domne, cât lemn putem tăia? Ca să, natura să se poată regenera, să poată să trăiască și flora, și fauna, și oamenii. Da? După aia, tehnologia pe, cum zic, pe agricultură. Domne, cât e de bună agricultura asta intensivă care o facem? Nu e chiar bună. Trebuie să dai cu pesticide care nu există în natură, că natura nu le poate rezolva, să le retransforme în lucruri naturale, care natura e învățată cu substanțele chimice. Și tot așa. Deci asta e ecologia. Deci e o îngrijire de circuitul om-natură. Pentru că în ziua de azi este circuitul om-natură-tehnologie. E, tehnologia asta trebuie să devină prietenoasă cu natura. Deci circuitul tehnologic trebuie să aibă un mecanism care să fie regenerabil ca natura. Da? Deci să fie un cerc natural și tehnologia, care în ziua de azi nu e suficient închis. Deci mai este mult de lucrat la așa ceva. E, da, ecologia, ați văzut. Domne, mi-au apă pentru orașul meu din munte. O duc. Domne, dar trebuie să fac și o stație de epurare acolo, că oamenii de acolo bagă detergenți, tot felul de microplasticuri, tot felul de chestii și îmi trebuie și stația de epurare, care și aia trebuie elaborată foarte bine, ca să nu treacă nimic, nici măcar un strop de detergent pe acolo, nici un ulei care nu poate să-l proceseze natura. Ce poate procesa natura foarte bine. Ce nu trebuie rezolvat. Și în ziua de azi nu se face suficient. În fabrici, în uzine, uzine chimice, domne, să dăm mult drumul la substanțe care nu sunt utile pentru oameni, să dă drumul pe pâraie din astea și ajung să otrăvească lucrurile. Deci asta e ecologia, da? Deci se ocupă după logia tehnicii, da? În care, domne, cum să facem să fac lucrurile alea din transformarea naturii, da? Cum să fac lucrurile utile? E din coace și cât de tare mi-afectează natura și habitatul meu. Așa se poate înțelege ecologia. E, ecologia să o puneți în mijloc, așa cum toate lucrurile trebuie înțelese, da? Unde vedeți logie în spatele la un cuvânt, știți că trebuie să-l puneți în mijlocul la ceva și să începeți să deduceți, să faceți deducții logice. E, așa e toată faza, da? Geologia, da? E din magma aia de acolo, așa, da? Pe scoarță s-au format tot felul de depuneri, de depozite, de toate felurile, da? Magmatice. Da? Așa sunt și tot felul de, cum le zice, de minereuri, de toate alea pe acolo, așa. Dar s-au tot depus. După care s-au depus din cauza naturii, s-au depus și alte lucruri. Da? Din cauza bionaturii și așa. S-au depus cum calcare, tot felul de chestii pe acolo, deasupra la lucrurile astea. După care s-au depus și o humă, da? Din cauza că au murit animale, au putrezit din asta floră, faună pe acolo și s-a făcut o humă, care din humă înapoi se... E un circuit natural acolo, înapoi se dezvoltă plante și animale din ce în ce mai bine s-au dezvoltat de-a lungul milioanelor de ani. Da? Deci așa puteți înțelege lucrul ăsta. După care, domne, în ziua de azi omul că s-a deșteptat, o zis, domne, hai să îmi fac și viața mai bună. Și a inventat tehnologia, da? Da, cum, de exemplu, lemnul ăsta, domne, cum să mi-l fac util, domne, îmi trebuie tot felul de chestii, de paluri, de scânduri, de chestii pe acolo, să-mi fac case, să-mi țină de cald când e vremea mai nu știu cum, să-mi țină de ploaie și lucruri din astea. Da? După chestia asta, domne, vine și ecologia.
ca circuitul om, natură, tehnologie să fie de foarte bună calitate și să se poată integra omul, natura cu tehnologia acolo. E, în ziua de azi mai trebuie lucrat. Trebuie lucrat și la tehnologie, da? Că tehnologia acolo e cheia, da? Și ecologia doar gândești. E mai degrabă ecologia, e un concept ideologic, o idee mai degrabă. Cum să-ți faci tehnologia nu doar utilă pentru tine, să fie utilă și cu natura. Deocamdată se încearcă pentru om să fie utilă, pentru natură e lăsată pe locul 2. No. Și tot așa, după care din tehnologie, ca să o înțelegeți bine, puteți intra, cum v-am explicat zilele trecute, la fenomenul central al tehnologiei, da? Conservarea energiei, care și ăla e un echilibru, da? Echilibru natural, cum e circuitul apei în natură, da? Vine de la soare energia și apa se evaporă sus în nori, din nori cade înapoi pe o suprafață, se face un fir de apă și se duce apa încolo. Apa e bună și pentru plante, pentru toate alea de deasupra pământului. Așa puteți înțelege lucrurile. No. Și tehnologic e tot la fel, da? E tot același lucru, tot pe tiparul ăsta de lucruri. Doar că noi oamenii ne folosim, cum zic, de energiile alea care ni le-o da pământul, da? Bioenergia, nu arzi lemnul, gravitația, uite, faci niște energii și din apa aia, te legi și de soare să-ți fac un fotovoltaic pe acolo, mareo centrale care vine de la o atracție a lunii care atrage apa în sus, îi face așa un bufant ceva acolo și poți și de pe mareo centrale să faci niște curent. E mai greu de construit așa ceva, dar și așa se poate. No, și mergeți mai departe cu lucrurile din astea.